următorul moment, și anume o scenetă, Notele pe scenă, în care ne vor prezenta un dialog al notelor și al elevilor mai puțin studioși dintr-o clasă. Vizionare plăcută! Pornesc în prezentare de la o mică ghicitoare. Ce carte este cea mai mare și o a doua învățătoare? În ea stau scrise calificativele, dar sunt notate și absențele. Mă sprijină în prezentare. Ei, ați ghicit? Atunci rogul să apară. Iată-l, catalog. Bine v-am găsit, dragi prieteni. Sper că sunteți bine cu toții. Deși mai văd câte unul ascunzându-se după dege. E frică să nu dau filele pe față. Ar cam trebui că tare mă înțeapă în coaste câte unii. Știți voi despre ce e vorba, despre ei suficient. La unilene și carnet. Eu sunt suficient, perseverent. Cei ce școala noi vezi, pe mine mă întâlnesc. Bine se împrietenesc cei care muncesc. Foarte bine mă numesc, cei buni mă știu și mă iubesc. Și aș dori din catalog doar eu să vă privesc. Notele, sute cu toatele, micuțe sau mai mari, alături de școlar, nici de veselie ai. Eu? Mi-am găsit un prieten în clasa 4. Mi-am împrietenit la ora de geografie. L-a ascultat la o lecție despre care habar n-aveam. Dar știi cum? Tămâi! Și tu suficient? Cine? Eu? Păi e vreo notă mai des folosită ca mine? Ce bun, ce bebe! Nimeni nu face concurență. Mie suficient, știi prea bine că nu ești cea mai des folosită. Toți mai mulți elevi își dau seama că nu valorezi nici cu o ceapă degerată. O să rămâi până la urmă tot singură. Iată, uite cine vorbește. Umflată, care n-are loc în rubrica din catalog. Ce te desumpli pe mine ca o boboașă înfuriată? Ești invidioasă pe mine? Așa invidie lipsă că te iubesc copiii ca sarea în ochi. Pe prietenii tăi îi număr pe degete. Să nu îndrăznești să te atingi de prietenii mei. Toți ai tăi nu fac la un loc cât unul dintre elevii de FB și DB. Ei, dar tare v-ați mai înfierbântat. Stați mai jur, că asta nu e o discuție potrivită pentru aici. Nu vedeți că râde lumea de voi? Ce propui, Febe? Eu zic să-i lăsăm pe elevii noștri să dovedească spusele colegilor mei. Restat la sfârșitul anului școlar, vor confirma la urma urmei cine are dreptate. Așa e, colega, și până atunci să urmărim o scenetă. Atenție, suntem la lecție. Să iasă la lecție Cizma Ion. Imediat, doamnă învățătoare. Ia spune tabla mulțirii cu 8. 8 ori 1, 8. 8 ori 2, Pegas. 8 ori 3, Cursier. 8 ori 4, Cizmă, ce tot îndrugi acolo? Nu vezi că ai luat-o razna? Am luat-o cu bicicleta, doamna învățătoare. Dacă ați vedea ce 8-uri desenesc pe asfalt, 8-uri simple cu Pegasul meu și duble dacă mi-i împrumută Costel cursiera lui. Dacă îmi dau silința și cu Pegasul mai reușesc câteodată. De ce nu-ți dai silința aici, la școală? Că uite, în loc de bine sau foarte bine, ai luat insuficient. Treci la loc. Chilancescu, poftim la răspuns. Tu să ne spui tabla mulțirii cu 6. 6 ori 1, 6. 6 ori 2, 6. 6 ori 3, 6. 6. Oprește-te, Chilancescule, nu-i bine. Mai bine, domnul învățătoare, ia auziți.
6 ori 4, 6. 6 ori 5, 6. 6 ori 6, 6. 6 ori 7. Domnul Omar hotărăgită și degeaba, ți-am spus, nu-i bine! Cum să nu fie bine, doamnă învățătoare, știți? Eu am pe stradă o ceată de prieteni și pentru că sunt cel mai mic, m-au tot învățat să spun 6. Când mergem la furașire și grădina vecinului, eu stau la colț și când mă văd pe vecina spun 6, fugiți! Dacă jucăm fotbal pe șosea, ca să fie terenul mai mare, eu păzesc la curbă și cum aproape o mașină spun 6, fugiți! Acum nimeni nu mai spune Chiul Angescu. Toți copiii de pe stradă mă alintă zicându-mi, ce mai faci, bă, 6? Insuficient! Ba 6, doamna învățătoare, așa îmi spune toată lumea. Nu 6, Chiul Angescule, e suficient în catalog. Și vedeți să nu se mai repete. Nu prea vă lasă timpul. Chiulul și Lenea sunt tare mâncăcioase. V-a mâncat tot răgazul când ați fi putut fi niște copii cu minți siritori. Nu, eu mai cizmă, eu cred că a trebuit să ne schimbăm măravurile astea, că astfel... Oh, 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 ce blocon, ăsta-i frate ghinion, când mai știi și tu vreodată lecția, atunci să vezi, nu te ascultă. Oh, 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 ce mai grai, ăsta nu e frate trai, ai și tu, știu eu, un fotbal, un firbul sau altceva, și tot mai atunci ce ascultă și nu tași ca o sardea. Oh, 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 ce plăcut, ăsta-i frate. Ce cu tine? Ți-ai terminat rolul? Nu, dar e cazul să ne cunoască spectatorii noștri în adevăratele haine de elev conștiincios. Și din când în când, de mici artiști, personajele au fost interpretate de prezentatorul Ionuț, catalogul Ecaterina. Foarte bine, Alina. Bine, Oana. Suficient, Gina. Insuficient, Alex. Învățătorul Cătălina, elevul Cizmă Marian, elevul Chiul Angescu Adrian. Dedicat elevilor de la școala Slobozia din clasa a patra, îndrumați de doamna învățătoare Maftei Viorica, care ne vor arăta un dans modern, de data asta, pe o piesă modernă și suntem siguri că o să vă încânte. Și prin vânt, și vă spun capul în ori, și te-ai dus de pământ, și tot la astea.
pași înainte și doi înapoi, măi. Doi pași înainte și-mi stai joc pe doi. Dai capa la stânga și dai capa la dreapta. Dai capa la stânga și asta e brașa peanca. Dai capa la stânga și dai capa la dreapta. Dai capa la stânga și asta e brașa peanca. Păi frunză verde, foi de ducă. Păi lasă fata să se ducă. Și doi înapoi, măi. Doi pași înainte și ăsta joc la noi. Dai pata la stânga și dai pata la dreapta. Dai pata la stânga și asta-i brașa peanca. Dai pata la stânga și dai pata la dreapta. Dai pata la stânga și asta-i brașa peanca. Păi frunză verde, foi de ducă. Păi la pata să se ducă. Păi frunză verde, foi de ducă. Și doi înapoi, măi. Doi pași înainte și ăsta-i joc pe doi. Dai pata la stânga și dai pata la dreapta. Dai pata la stânga și asta-i brașa peanca. Dai pata la stânga și dai pata la dreapta. Dai pata la stânga și asta-i brașa peanca. Păi frunză verde, foi de ducă. Păi lasă pata să se ducă. Și doi înapoi, măi. Doi pași înainte și ăsta-i joc la noi. Dai pata la stânga și dai pata la dreapta. Dai pata la stânga și asta-i brașa peanca. Dai pata la stânga și dai pata la dreapta. Dai pata la stânga și asta-i brașa peanca. Păi frunză verde, foi de ducă. Păi lasă pata să se ducă. Și înainte și ăsta-i joc pe doi. Doi pași înainte și doi înapoi, măi. Doi pași înainte și ăsta-i joc pe doi. Dai pata la stânga și dai pata la dreapta. Dai pata la stânga și asta-i brașa peanca. Dai pata la stânga și dai pata la dreapta. Dai pata la stânga și asta-i brașa peanca.
dimineața. După mică tot ochiaște și cu ochii întoi părintește. Uite că e mujora pelicula ei, de tine așteaptă jucateu. Dacă șură pe urechii mântă căl, că e în joc să și spăreti. Da, și stai necă ca vântul cu mai dam bătă gură. Și inima stai, fădiță Nicolae. Hai mă să te măresc, că tări mai scos din minț. M-am uitat în ea tare, s-a plinit inima. Ui, așa, că și mă priaști, ha, 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 că te-a dorit cu măriaști, mă, ia ca așa. Hai cu jocul după mine, lume, lume, și ascultați dacă zică ghine. Voi. Ia că de acolo, tocmai de sub acel mal. Ce sat e acela? Eu nu știu. Ei, cum să nu știi? E satul nostru și eu de acolo vin. Moșie și cum e botezat? Doamne, dar nu știi că moșiile sunt boierești și asta e cu conul nostru, ce e de la București. Iar satul botează popa într-o căldărușă cu apă, cum îi scrie lui în cărți. Dar cum te cheamă pe tine? Ia că ce mă întrebă, mă cheamă ca pe oricare. Vin un coace, ori vin aici. Dar cu chemarea preună, cum te mai strigă? Ia ca așa, mă! Ce bucate se fac acolo la voi? Mai mult terci cu mamaligă mâncăm. Nu te întreb de bucate fierte. Dar pe oaie de care bucate mă întreb? Dacă s-au făcut la voi grâu, os și articele. Da, s-au făcut până la brâu. Nu te întreb de înălțime, că dar n-am nevoie de baie pentru voi. Aș voi să știu ce fel este la voi grăuntele orzului. Să-ți spun dacă nu știi. Grăuntele orzului este lungăreț îmbrăcat cu coajă ca îngălbie și cu o țapă în vârf. Ei, bine, știu de asta, că vreau să știu cum se vinde. Că aș voi să cumpăr și eu. De, nu știi domnia ta ce fel? Unul dă grâu, ori orzu și altul dă bani, galbeni, napoleoni, ori altceva. Eu te întreb cum se dă cu câți bani, câți lei? Pre, nici asta nu știi, să-ți spun eu. Iei banița, ori din merlia și pui în ea până o umpli cu vârf. Apoi cu coada lopeți oraș, o torni sac. Pe urmă și iar o umpli și tot asemenea faci. Nu așa, om fără cap ce ești. Eu te întreb cu câți lei se dă chila ori banița. Așa când te voiești câți lei dai, atâta ei. Nechi eu ca tine. Este badea mușa, badea stania, cu foi, cu floarea, soare, badea bran, coma și alții. Bun, destul, dar cine este cel mai mare acolo la voi în sat? Cine e mai mare? Badea Chițu este mai înalt și mai lung, încât mai n-ajungi cu mâna la umăr. Nu, e așa. Dar cum? Te întreb, de cine a spus vorba, ascultăm pe lăutarul moș bran. Când începe să cânte, tot satul stă cu ochii și urechile țintă la el. Nu te așa, om, fă... Dar cum? Te întreb... De ce ne mai strică mult acolo în sat? Păleau, maică, ia de bufaiul moș popa, mare frică mai avem mămulică când vine sara de la păscut și când începe să mucească, spare chiar și copiii din sat. Zău, aveți doga sau botunare acolo voi în sat? Avem! Dar cinci bani și tu spui toate ce lipsesc prostia din născarele ea, că lumea nu mai are. Este o liceasă boală, ce nu se vindecă la școală. Banii ce sunt tale. Sleep, 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 s
Elevele au fost pregătite de doamna profesoară Buta Alexandra și e un mesaj pentru toți oamenii care iubesc această planetă, că totul se reciclează și nu se aruncă peste tot pentru a polua mediul înconjurător în care trăim și în care vor trăi și copiii și nepoții noștri. Șatra, pregătită de elevii de la clasa 6A, de la școala Sirețel, elevi pregătiți de doamna profesoară Iosu Mariana. Vizionare plăcută!
Agita și Matei și Dorotei. Și mai am și doi borțoși, că eu hrănim ăsta cu borș. Cu elevii de la școala Humosu, îndrumați de doamna educătoare Făcălesc Geta, care ne vor încânta cu melodii precum Cântă cucu în Bucovina și Hora moldovenească. Audiție plăcută! Yeah.
permiteți să citesc câteva rânduri. Crescut și educat în spiritul religiei, obiceiilor, tradițiilor și cântecelor noastre populare, cel care în câteva clipe va veni pe scenă ne-a mărturisit pe unde l-a purtat cântecul și anume, atât în toată țara, cunoscând multe locuri ale neamului nostru românesc, cât și dincolo de granițele, efectuând turnee la inițiativa societății culturale Ginta Latină din Iași, în țări ca Bulgaria, Macedonia, Albania, Grecia, Ungaria, Germania și Australia. În anii 2007-2008 a efectuat primul turneu de 3 luni în Australia la inițiativa societății culturale Adelaide. În anul 2009 a reprezentat România la cel mai mare festival european care a avut loc în Franța, în localitatea Lille, la inițiativa societății culturale Primăvara Românească. În anul 2011 efectuează al doilea turneu în Australia la inițiativa societății culturale Unirea din Melbourne. Din 2005 și până în prezent este colaborator permanent al renumitei orchestre Lăutare din Chișinău. Dați-mi voie să vă prezint pe fostul elev și cântărețul renumit Gheorghiță Rotaru. Toate obiceiurile, toate tradițiile pe care mie mi-a plăcut să, o parte din cântece, de fapt, să le pun și pe bandă. Iată, astăzi un fost elev, așa cum a spus domnul director, eu sunt acela, uitați-vă că tremur, am niște emoții foarte mari, pentru că sunt în fața, să zic așa, a părinților, a fraților, a surorilor, eu așa vă consider, dragii mei, săteni. Și pentru început, vreau să fac o horă ca la Sirețel, dacă puteți, fiecare, eu știu care sunteți pe lângă geam acolo, să dansăm un pic, sau pe scaune, nu? Și mulțumesc și vreau să o felicit și pe doamna educătoare Geta Făcăleț pentru tot ce interprinde acolo la Humosul, chiar și aici pentru comună, legat de tradiția și obiceiurile noastre populare. Să trăiești! Haideți! Asta horta în plași, însă prindu-te sojoași, toată treabăna și fașii, rachiri-diri-diri-diri-diri-diri-ra. Joacă tot și sutrământă, la strânsule, ram și nuntă, la cam din strip o cântă, rachiri-diri-diri-diri-ra. Adama Susani! Primei din strip, hă! Ai ho, când nu poți sta nici din frică, măi! Și la joc, curaj în pașii. Dar tot prim și la pasat, aprobând în ploara, și greul la samana, măi rachiri-diri-diri-diri-diri-ra. Hai, dalim și pindeleti, așa coasa nearbă verde, și băieță după fieti, rachiri-diri-diri-diri-ra. Numai un pic, este o chestiune de sonorizare. Mulțumesc! Și acum o melodie
de la Sărățel la Chișinău. Așa, îmi place că sunteți veseli. Din Sărățel la Chișinău, măi, bună stacă și eu, măi. Din Sărățel la Chișinău, măi, bună stacă și eu, măi. Când ești de joc, vitor și noroc, să ne strângem la un loc în lume. Hey, can you
frumos cum vrem unii gospodar. Și gospodarii Dumnezeu, că nici eu nu-s cum vrem unii. Gospodarii Dumnezeu, uite așa, e așa, gospodarii stau în drău, așa. Uitați-vă și vedeți, răcani, nu mă strigeți, ce put în jurul Iezus, ce-am dat și sara știți, eu put cu mea drăgoasă, vă mulțumesc mult! Așa după cum țin eu minte și cred că acum 3 ani am cântat aici la una din nunțile care s-au făcut la Serețel, sunt nunți frumoase. Eu să știți că dacă sunt invitat, vin cu mare drag. O vreau un pic negativ, un pic mai tare. Să pornim așa simbolic o nuntă frumoasă ca la Serețel, așa cum de fapt locuitorii dumneavoastră acestei localități unde, așa cum am zis, am crescut și eu, am învățat, să pornim o nuntă frumoasă, așa cum s-au făcut și cum se mai fac la noi. Și de-a pânta voi în cor,
Să știți că mi-ați dat o dispoziție extraordinară. Următoarea melodie este dedicată atât părinților mei, dar și dumneavoastră, tuturor celor prezenți aici, dar în special părinților noștri, care ne-au făcut, ne-au crescut și trebuie să acceptăm așa cum sunt, pentru că ne-au dat viață. Din cer la sat mai mai, să
preascând o brăduț, smerănița boinicuță mai mai. A o razuri sănii, ca floarea din trandașir, cu usuri stii și nopat, la tăt viața mi-o stima. Cu lumina ochilor mai mari, mi-adune jurul tău, uităm din abraș greu mai mari. Minunea lui Dumnezeu, mulțumim sufletul meu, altă frativă la mea, soră bună Dumnezeu. Dă puterii Domnii Sfânt să duc pătii câtii sunt mai mari. Sunt descoperii cum greu să nu o tragă și-am tras eu mai mari. Sunt pătii casa lor, să-i cânt nipoțelor, stărănița fata mea, mult mă rog nu se stea. Ai venit de sunt la noi, copilul ar fi de voi, tu ne-ai schimbat de sânii, să rupa nu știu cum e cu băutura pe aici, cu la Sărița Lumea, știu cum este. Am auzit că nu trebuie să mai îmbată oameni, așa? Nu, nu? Ia să vedem. Zici și lumea că eu beau, dar nu știu, eu nu cred că e adevărat. Ia să văd. Zici și lumea că eu beau, dar am tăi grijă, dar ne-am bunit la tarapai de dinar. Mai disoi n-am pus și eu n-am tarapai de dinar. Câtă-ți piept e tată fiu, la tarapai de dinar. Din bunici până-n nepoțe la tarapai de dinar. E cât din altul știu tăță la tarapai de dinar. Și noi vrem la fiu de bunii, iubicuri n-avem prin lumii. Și de-așa la plăgeaște la tarapai de dinar. Dar nevasta mă sfăriaște la tarapai de dinar. Și ca cum o să dărât, tarapai de dinar. Mă duc cu timp la băut, tarapai de dinar. Nu mă ajută să-mi facă la tarapai de dinar. E tăia să fiu eu, tarapai de dinar. Mă duc la crâșmă să beu, nu zbor, zbor și Dumnezeu. Ia-o stea, ia ca șor. Vreau să bea fi trist ca e țăra, tarapai de dindar. Eu când bem ușă cu bățăra, tarapai de dindar. Sunt ieșată una alta, tarapai de dindar. Așa mândrie îmi deschid toată, tarapai de dindar. Ia-i să mă nierba să-i ghinira, tarapai de dindar. Și-mi va țăta ca tot să nira, tarapai de dindar. Când te nu te-ai potoli, sunt gurii când ai dorni. Noi găsim mândrii chiar în drum, oare rămâne din fapt plângându. Ia uzi, oare așa să știe, mulțumesc frumos. Hai mai tine că la mândruța tu mai șapte, cum va fi cu ochiuța. Hai la și tu nu mai stai, tu la ei, îi țării panonotea. În mânchița mândoi și-o curoată, roată, să vă vadă lumea toată. Eu am vrea să strângi o tarini, cu la ei, îi purei câte o sărutari. Da, și stai de când padă tu cu haina îmbătătură. Da, tabur, și-am vrut eu pe mâna. Dar nu vezi cum îți joacă patată, îți plătă iroată. Și mai stai, că ghiți în micul bai. Asta mândrii bai, dar e și frumoasă ca o bai. Când vede și tu îngrăiești, pe trăzi nebunești. Ui, și așa parcă-i cu păcor. Că nu-ți mă lasă rupă, bă, iată așa. Uite că l-o pe mândruța cu mai ceapă și-i cu tură ca sâncuța. Hei, după adică că tot chiaște și cu dor, cu ochiul tot plânește. Hei, uite-o că e bujorată micul la ei, hei, de tine așteaptă jucată. Hei, dă-te-așul la pe urechii, mă, plăcă, ca e
mântră în joc să și-i spărghi. Da, și stai de când am bătut cu haina în bătătură. Da, 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 și-n mântră prin un gram. Dar nu vezi când mântră pe pata, pe scătării rute. Și poți ai, bădiță Nicolai. Hai mă-n drept să fii măriți, cu care mai scos de vință. Mă uita dumneata, s-a prins inima. Ui, așa, nici nu mă ocnești. Ha, 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 ha. Așa că mi-i pe capră snelul lângă dragul lui. Ia o fașă, închide listă. Dar pot rejeță să amândoi după cum viveți. Până la domn, în banul să strângeți. Că șutești în fața lor și nu te-a vrea costitor. Cât îți fi pot rejit, până-n sară slovoriți. Mulțumesc mult! El și cu fiina au fost alături de mine. Îi mulțumesc din tot sufletul că a dat curs invitației noastre. Îi urez multă sănătate și Dumnezeu să-i călăuzească drumul cât mai sus să ajungă. Și vă mulțumesc! M-ați emoționat foarte mult. Mulțumesc mult! Iată un crin alb care semnifică puritatea. Mulțumesc, Nașă! Ce să zic, eu am rămas fără cuvinte, emoțiile sunt prea mari ca să m-au copleșit emoțiile de fapt. Printre altele, voiam să fac un apel la dumneavoastră, la consătenii mei dragi, mie așa îmi place să vă spun. Am un proiect la care lucrez de 2 ani de zile, printre care vreau să scot la lumină câteva obiceiuri de aici, din Sirețel. Dar fără ajutorul dumneavoastră n-am să pot să fac acest lucru. În momentul când o să fie o dată fixată, aș avea rugăminte la dumneavoastră, de la mic la mare, tot satul. Mie mi-a plăcea să vină tot satul la aceste filmări pe care se vor realiza aici la Sirețel, să vină fiecare îmbrăcați cu costume populare, care mai de care. Rugămintea mea ar fi dacă o să faceți lucrul ăsta și o să mă ajutați, să mă sprijiniți, să se facă rost de niște bocanci sau pantofi negri din ăștia la alții. Nu Adidas, sau pentru că aceste filmări vor rămâne pe vecie. Dacă mă veți ajuta, la momentul potrivit se va afișa o dată când va fi acest lucru și locul unde se va desfășura, eu v-aș fi recunoscător toată viața. Vă mulțumesc mult! Ce ziceți de aceasta? Mulțumesc! Cred că una din protagonistele acestui proiect la care lucrez o să fie și doamna educătoare. Chiar am văzut pe internet câteva lucrușoare care le face la grădiniță și o să vedem, o să discutăm. Sunt probleme cu banii pe aici? În Sirețel? Așa am auzit. Da? Nu? Nu știu. Așa, cam ce am auzit eu, cam peste tot locul, da? Hai să vedem ce spune următoarea melodie, după care o să-mi iau la revedere dumneavoastră și vă mulțumesc că ați venit în această zi și pentru că eu am fost în mijlocul dumneavoastră aici. Sper să ne întâlnim la un concert unde va fi și orchestră. Este o vorbă, dar curos, dacă n-ai dușman, ești prost. Eu am un par de dușmani, toți vor fi la mine fain. Este o vorbă, dar curos, dacă n-ai dușman, ești prost. Eu am un car de dușmani, tot vor fi la mine bani, bani. Banii, 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 o iei cu perii toți dușmanii. Banii, banii și dușmanii, mi-au urcat viața și eu banii. Banii, 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 o iei cu perii toți dușmanii. Banii, banii și dușmanii, mi-au urcat viața și eu. Thank you.
Eu dacă m-am supărat, rău care i-a chemat. Apoi de pe zile mari, tot de ciudă la dușmani mari. Eu dacă m-am supărat, rău care i-a chemat. Apoi de pe zile mari, tot de ciudă la dușmani mari. Banii, 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 cu ei cuperi toți dușmanii. Banii, banii și dușmanii, hai ne-am mâncat viața și romanii. Eu fac bani unde mă duc și nu iau cu eu fac bani unde mă duc și nu iau cu împrumut. Prietene și dușmani, se mi-a cum de fac banii. Banii, 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 cu ei cuperi toți dușmani. Banii, banii și dușmani, mi-au mâncat viața și rămâni. Banii, 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 cu ei cuperi toți dușmani. Banii, banii și dușmani, hai ne-au mâncat viața și banii. Eu m-am supărat, descurc și o duc bine, tot îi scot din pe mine. Mă înțeleg cu nevastă și îmi vreau de casa mea. Banii, 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 cu ei cuperi toți dușmanii. Banii, banii și dușmanii, mi-au mâncat viața și banii. Banii, 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 cu ei cuperi toți dușmanii. Vă mulțumesc din toată inima și vreau să vă spun că aici alături de mine este și sora mea, care și este fostă elevă aici a școlii generale numărul 1 din Sirețel și a învățat la școala noastră. Ea a venit de pe alte tărâmuri, tocmai din Australia, a adus nepoțelul să-l cunoască bunicii. Ridică-te un pic în picioare, poate le dor la oameni să te vadă. Mulțumesc mult! Vă doresc o viață plină numai de bucurii de la copii cei care aveți, de împliniri, de sănătate în primul rând și toate cele bune. Doamne ajută să auzim de bine și să ne întâlnim, așa cum am spus, la un concert frumos, dacă autoritățile locale ne vor ajuta, adică mă va ajuta pe mine să aduc aici orchestra Lăutare, ar fi extraordinar. Eu mă chinui de vreo 3 ani, dar nu știu ce se întâmplă, că nu se poate, așa mi se spune, dar eu zic că meritați. Ce ziceți? Până la urmă vedem noi cum facem. O să aducem orchestra aici, în locul în care eu m-am născut, am crescut și consider că acesta ar fi un cadou din partea mea pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc mult! Sănătate multă! Mulțumim și noi pentru că ne-am cântat cu aceste frumoase melodii și urăm și noi multă sănătate și plinirea tuturor părinților. Mulțumim încă o dată!